pentru o investiție cu fonduri europene în sere sau solarii este necesar un teren categorie intravilan, de preferat cu drum de acces cât mai aproape de un drum județean sau național. Vom avea nevoie de acces, de asigurarea utilităților, electricitate, joasă tensiune sau medie, în cazul în care avem medie tensiune, va fi necesară montarea unui post de transformare. Acesta poate fi eligibil dacă se va amplasa pe terenul pe care se va realiza investiția. Din punct de vedere al proprietății, terenul poate fi proprietatea societății comerciale care va fi beneficiara investiției sau dacă avem o altă formă de organizare, întreprindere individuală sau PFA, atunci va fi necesară, terenul poate fi proprietatea titularului întreprinderii individuale sau PFA-ului. De asemenea, în situația în care terenul este deținut de o terță persoană, va fi necesară încheierea unui contract de superficie cu persoana respectivă, contract ce conferă posibilitatea realizării construcțiilor de către solicitant. Pentru asigurarea cu apă va fi necesar realizarea în prealabil a unui studiu care va fi avizat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Ulterior se va realiza o documentație avizată de societatea de sistemul de gospodărire a apelor. Cam acestea ar fi avizele necesare în prealabil pentru pregătirea acestui proiect ce are ca scop investiția în stare sau solarii. Punte cheie care conferă avantaj în obținerea unui punctaj cât mai mare, punctaj ce asigură includerea proiectului în bugetul alocat sesiunii ar fi vârsta titularului societății comerciale intermediare sau PFA-ului, care trebuie să fie până în 40 de ani. Un alt punct cheie este pregătirea în domeniul agricol. Foarte important ca titularul să aibă o diplomă de studii superioare sau un master în domeniul agricol. Punct în plus, din punct de vedere al procentului finanțării, îl constituie amplasarea investiției în zonă montană sau în zonă defavorizată. De asemenea, a fost încurajat foarte mult solicitarea finanțării de către cooperativele agricole sau membrii acestora în cazul investițiilor în pomicultură. Costurile preliminare cu întocmirea unui astfel de proiect ce presupune construcții montaj și implică pe lângă partea de consultanță și societăți și documentații întocmite de către societăți specializate, mă refer aici la ridicare topografică, la studiu geotehnic, la documentația pentru obținerea vizului de SEGA, la partea de proiectare, arhitectură, instalații și rezistență pentru fundațiile serelor. Ca și cost total pentru întocmirea și depunerea unui astfel de proiect, putem vorbi de o sumă între 2 și 3.000 de euro. Sumă care, odată ce proiectul este aprobat, devine eligibilă la rambursare în același procent de finanțare cu întregul proiect. Procentul de consultație, conform specificațiilor din ghidul solicitantului, se ridică la 5% din valoarea totală a proiectului. De precizat că peste valoarea de 15.000 de euro este necesară realizarea unei proceduri de achiziții pentru scrierea, întocmirea studiilor de fezabilitate, procedură ce trebuie derulată anterior începerii realizării studiului de fezabilitate. Altfel, chiar dacă
se câștigă proiectul fără această licitație, iar valoarea serviciilor de consultanță depășește 15.000 de euro, consultanța nu va fi considerată eligibilă.